a făcut lucrările astea de primăvară și numai m-am trezit că după ce am trecut o tură am văzut câteva din astea, 3 bucăți. M-am dat jos, le-am luat și le-am dat la o parte. Am continuat treaba și pe când a venit mai erau 4 afară. Și a sunat la 112 și a venit domnul și a început și o căutat. Câte au găsit până acum? Păi aseară m-a sunat că mi-a stricat aici lucrarea și că o zis că le pare rău, dar și eu zis că au găsit vreo 120 de bucăți. Erau aseară. Și a zis că continuă în dimineața asta cu să mai caute. Și estimează că din ce perioadă, de când sunt sau ce vreau? Eu cred că după vremea războiului, după cum arată. Ce să zic altceva? Da, ați dat cu discul de la tractor în el sau? Un combinator și ăla scoate burienile în afară și o scos și minunile astea de aici. Dar erau la adâncime mare sau? Nu. Încă unul am călcat pe el, era chiar la suprafață. Nu l-am văzut, era acoperit de pământ un pic. Și ce v-au zis? Erau periculoase? Sunt periculoase? Au spus că nu sunt periculoase, că n-au montate focoasele. Na, și au zis că n-au, sunt periculoase, dar deci nu au montat focosul ăla și nu e așa periculos. Păi aici, în ea, în dreptul ăsta a fost. Când m-a dus o tură la vale, pe aici. Și când am venit pe partea asta înapoi, aici în ea erau 3. Na, și când le-am aruncat chiar cum s-a dumisat, le-au pus acolo în ei. Și a sunat pe cineva, mă zic, eu am găsit ceva din astea de tun. Zice, du-te, vă zice, cine știi ce. Și pe când colo vin înapoi încă 4. Am sunat la 112 și le-am spus despre ce e vorba, cum arată și așa au venit ei. Dacă ăla ai dus de acolo. Na, nu știu, na. Păi uite-te, na, dacă nu, du-te. Cine a luat, de exemplu, ăsta nu are focos. Focosul în față, dar nu are. Și fără focos, ăsta nu-i periculos. În momentul ăsta. Și așa și restul, că sunt fără focos. Dar praf de pușcă sau de astea au? Au trotile înăuntru, da. Deci ele sunt periculoase. Dar se pot manevra cu ușurință, deci nu sunt periculoase în momentul ăsta. Deci în momentul ăsta nu. Și ar exploda la șoc sau la foc? La ce? Nu. Nici la foc nu ar exploda, doar dacă ar avea o încărcătură de inițiere. Ceva ce să le inițieze, o altă încărcătură, că focosul, rolul focosului care se montează în partea din față este de a iniția încărcătura de trotil. Neavând încărcătura de inițiere, parte de inițiere, nu sunt periculoase. Și astea cu ce erau lansate? La ce se foloseau? La tun. Da. Timp de ce, poate cineva a încercat să le distrugă. Și asta e partea de focos. Deci așa arată un focos care era montat în față. Deci asta e încărcătura de inițiere ar fi, dar acum nu mai, că deja acesta a fost inițiat. El. Deci ăsta, focosul, era montat în față. Și separate, deci nu sunt periculoase, n-au nicio... Nu, deci separate nu sunt periculoase. Uite, se pot manevra mai cu ușurință. Să stapi un pic adică pe lângă. Da. Deci ăsta nici la șoc, nici la nimic. Nu, păi nu ne comportam așa cu el, că... Nu să-l scoși și să-l pun atunci pe marginea pământului. Pune marginea, da, că n-au rog. Puteți să-l lăsa.
Lasă-mă să scot un pic la Adi. Acolo? Și astea vor fi distruse până la urmă în poligon? Da. Cel mai probabil în poligonul Florești. Dacă obținem aprobare, acolo. Zis-o mai oare de aici? Niște schize erau. Da, da, da. Asta am vrut să-l iau, m-am scăsat să-l arunc, acum ține. N-au și cum să fac. Tenemos segundo.